Galatians chapter number 4. Galatians 4. There's a message that again has been on my heart for a little while. Kind of like the one from last Sunday night. But God just hasn't really given me an opportunity to preach it until now. So Galatians chapter number 4. Verses 15 through 18. We're going to read there and then we're going to try to go right into the message. Vom citi de aici și apoi vom merge direct în mesaj. Verse 15. It says, "Where is then the blessedness ye spake of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me." Unde este așadar binecuvântarea despre care ați vorbit? Fiindcă vă aduc mărturie că dacă ar fi posibil, v-ați fi scos proprii ochi și mi i-ați fi dat. Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Am devenit atunci dușmanul vostru pentru că vă spun adevărul? They zealously affect you, but not well. Yea, they would exclude you that ye might affect them. Ei cu zel vă influențează, dar nu spre bine, da, ei voiesc să vă excludă, ca la rândul vostru să vă fi influențat cu zel. But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you. Dar totdeauna este bine să fiți influențați cu zel în ce este bine și nu doar când sunt prezent cu voi. I want to preach tonight. Vreau să predic în această seară. On this phrase that he says. Despre această frază care spune. About being zealously affected. De a fi zelos, influențați în mod zelos. I want to speak about this. Vreau să vorbesc despre aceasta. About the importance of our zeal, zelului nostru, which is when you and I care este atunci când eu și tu, have like a fire in us to want to do something. Atunci când avem un foc în noi care vrem să dorim să facem ceva. Yeah, when we're excited to do something. Când suntem bucuroși să facem ceva. And so what I speak of tonight is Paul, when talking to the church of Galatia, he tells them that there was a time where you loved me enough that if I had asked you to take your eye and give it to me, you would have done so. He says, but now, spune, dar acum, just because I tell you the truth, doar din cauza că vă spun adevărul, we're not friends anymore. Noi nu mai suntem prieteni. You know, you don't like it. Nu mai vă place ceva. And he says there's other people. Și spune că sunt alți oameni. Who they want you to be like them. Care îi vor ca să fiți ca ei. And their zeal for other things. Și zelul lor pentru alte lucruri. You know, that energy and desire they have to do other things. Acea energie și acea dorință să facă alte lucruri. Is pushing you to do so as well. Vă împinge să faceți aceasta de asemenea. He says, but you individually. Și spune, voi în mod individual. Should be affected. Ar trebui să fiți afectat. To have a zeal for what is right. Să aveți un zel pentru ceea ce este corect. Regardless of who is watching. Nu contează cine se uită. Regardless of what is going on. Nu contează ce se întâmplă. You know, whether the pastor's there or not. Dacă pastorul este acolo, dar să nu. That every one of us. Fiecare dintre noi. Should have a burning inside of us. Ar trebui să aibă o ardere în noi. Something pushing us. Ceva care ne împinge. To do that which is right. Să facem ceea ce este bine. Regardless of who is around to see it. Ne contând cine este în jurul nostru să ne vadă. So what he's speaking of. Despre ce vorbește? It is a problem that is seen in all churches. Este o problemă care se vede în toate bisericile. That zeal in itself is not a bad thing. Zelul el însuși nu este o problemă, nu este un lucru rău. You know, to have that fight inside of you that you just want to do something. Să ai acea luptă înăuntru tău că dorești să faci ceva. The problem with zeal. Problema este cu zelul. Is when it doesn't have knowledge with it. Este atunci când nu are cunoaștere cu el. Or when it doesn't have the right motivations behind it. Sau nu are motivația corectă în spatele acestuia. I think of the book of Romans. Mă gândesc despre cartea Roman. When Paul speaking to the Jews. Atunci când Pavel vorbește iudeilor. Says you have zeal.
spune că aveți zel. You know, you want to fight for God. Doriți să luptați pentru Dumnezeu. But not according to knowledge. Dar nu conform cunoștinței. He said, you don't even realize what God wants. Spune că voi nici nu realizați ceea ce dorește Dumnezeu. Yeah. He said, if you did, spune dacă voi you know, you wouldn't have crucified the Messiah. Nu l-ați fi crucificat pe Mesia. So he's not questioning that they loved God. Ei nu se întreba dacă îl iubea pe Dumnezeu. He's not questioning that they were serious about some things. El nu întreba dacă erau serioși despre ceva lucruri. He says that they just didn't know what the right way to do this was. Spune că ei nu știau care era calea corectă să facă. That's why they got mad when Jesus calls himself God. Atunci când Dumnezeu s-a chemat pe el însuși Dumnezeu, Iisus s-a chemat pe el însuși Dumnezeu. Because when Jesus calls himself God, deoarece atunci când Iisus s-a chemat pe el Dumnezeu, they consider him to be committing blasphemy. Ei au considerat că el a comis blasfemie. The problem is Jesus was God. Problema este că Iisus era Dumnezeu. So it wasn't blasphemy. Și nu era blasfemie. If he was saying something wasn't true, dacă ar fi spus ceva care nu era adevărat, then yes, it would have been blasphemy. Atunci da, ar fi fost blasfemie. But because it was the truth, dar din cauza că era adevărul, it was not blasphemy. Nu era blasfemie. But the Jews thought it was. Iudeii credeau că era. So you see, they had zeal. Vezi că ei au avut zel. They were so zealous about serving God. Ei erau atât de zeloși despre a sluji pe Dumnezeu. That they would willfully kill a man for blasphemy. Că ei mod voios ar fi omorât un om pentru blasfemie. But they didn't have knowledge to realize what they were doing. Dar nu aveau cunoașterea să realizeze ceea ce ei făceau. The other side of this, which is being described here, is when we have zeal, but for the wrong reasons. You know, when we have this pushing inside of us, you know, this desire that we want to fight for something or do something, when we're excited about something, but for the wrong things. Dar pentru lucrurile greșite. So let's go back a few verses to get a little more context for this. Să mergem apoi cu câteva versete să vă dau un context, un pic mai mult din context. Verse 8. Versetul 8. Says, howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Spune, atunci însă când nu cunoșteați pe Dumnezeu, a servit celor ce prin natură nu sunt Dumnezeu. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage? Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, să mai degrabă fiind cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți din nou la slabile și sărăcăcioase mentale care doriți din nou să le fiți robi în robie? Ye observe days and months and times and years. Voi ține zile și luni și timpuri și ani. And I'm afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Mă tem pentru voi că nu cumva să fi muncit în zadar pentru voi. What Paul is describing, ce descrie Pavel, is that these people who were mostly Jews, sunt acești oameni care iudei, or others who maybe even were Gentiles, sau alții care erau probabil neamuri, that they both had a similar problem. Amândouă părți aveau o problemă similară. That before they became a Christian, înainte ca ei să devină creștini, they were slaves, ei erau sclavi, to one system or another. Unui sistem sau altuia. You know, for the Jewish, pentru idei, they were a slave to religion. Ei erau sclavi religiei. You know, before they come to know Christ, înainte ca ei să vină să-L cunoască pe Hristos, these were the kind of people, aceștia erau acei fel de oameni, that if they thought you were insulting their God, dacă ei credeau că tu l-ai fi insultat pe Dumnezeu lor, they would take up stones and stone you to death. Atunci ei ar fi luat pietre și dat cu pietre tine până la moarte. So they had a strong zeal. Ei avea un zel puternic. I mean, they were excited about defending the things of God. Erau bucuroși despre a apăra lucrurile lui Dumnezeu. But again, it was all for the wrong reasons. Dar din nou erau pentru motivele greșite. For the ones who were Gentiles, pentru cei care erau neamuri, they also had the same problem. Ei au avut asemenea acest problemă. That before becoming Christians, înainte ca să devină creștini, they were slaves to the things of this world. Ei erau sclavi lucrurilor din această lume. And what you see, ce vezi? Because this will apply to more of you, din cauza că aceasta va aplica mai mult,
is that they were slaves to their jobs, la, că ei erau sclavi, slujbele lor, to society, societății, to keeping up with, you know, the fashion and everything else, de a ține cu moda și toate celelalte de jur, to living according to the standards of the world. Să trăiască conform standardelor de lume. They had a zeal for that. Aveau zeal, you know, they had something inside of them pushing them for avea that. Avea ceva înăuntru lor care îi împingea pentru aceasta. But Paul says, you know, when you heard the gospel, dar Pavel spune, atunci când ați auzit Evanghelia, God set you free from those things. Dumnezeu spune să fugiți de aceste lucruri. You're not a slave to a religious system. Voi nu sunteți sclavi unui sistem religios. It's all about rituals. Care este tot despre rituale. But nothing about having a personal relationship with God. Dar nu este nimic despre a avea o relație personală cu Dumnezeu. Now, you don't have to live like the Gentiles. Voi nu trebuie să trăiți ca neamurile. Living for a world. De a trăi pentru You know, to have the biggest paycheck, să ai cel mai mare, o salar, or the nicest house, să ai cele mai frumoase case, or the nicest car, casă, cea mai frumoasă mașină. You don't have to be a slave to those things either. Nu trebuie să fiți sclav acestor lucruri. Because in becoming a believer of Jesus Christ, din cauza că a devenit un credincios al lui, în Iisus Hristos, you should have been made free from that. Voi ar trebui să fiți liberi de aceste lucruri. As a Christian, ca un creștin, we should realize, noi ar trebui să realizăm, we're free from rituals. Suntem liberi de ritualuri. Because we have a God, din cauza că noi avem un Dumnezeu, who bought our salvation with his own blood, care a cumpărat salvarea noastră cu propriul său sânge, because he loved us and gave himself for us, din cauza că ne-a iubit și s-a dat pe el însuși pentru noi. Not a God who asks us to do a bunch of rituals, nu un Dumnezeu care ne cere să facem o grămadă de ritualuri, to hopefully make him like us, sperând ca să-l facem pe el să ne placă. You know, he already loved us and gave himself for us. El deja ne-a iubit și s-a predat, s-a dat pe el însuși pentru noi. So I don't have to be a slave to ritual things. Eu nu trebuie să fiu un sclav ritualelor sau lucrurilor. Now, the other side of that, cealaltă parte, again, is that I don't have to be a slave to the system of this world. Este că eu nu trebuie să fiu un sclav sistemului acestui lume. Because my home is in heaven. Din cauza că casa mea este în cer. It doesn't matter how big of a house I build here. Nu contează cât de ce mare casă voi construi aici. That one day when I die, într-o zi când voi muri, it will be left to turn to dust. Va fi lăsată și transformată în praf. It doesn't matter how big my bank account is. Nu contează cât de mare este contul meu bancar. The richest man who ever lived, cel mai bogat om care a trăit vreodată, Solomon, said himself, a spus el însuși, that enough is never enough. Că îndeajuns nu este niciodată îndeajuns. That it doesn't matter how much you have, nu contează cât de mult tu ai, you will never be satisfied. Tu niciodată nu vei fi satisfăcut. And he said, whatever you accumulate, și spune tot ce acumulezi, that when this life is over, când această viață se va termina, you're going to leave it for someone, o vei lăsa cuiva, who is going to spend it and waste it. Care o va cheltui și o va risipi. He said, whatever kingdom you build on this earth, ce împărăție vei construi pe acest pământ, the generation that comes behind you, generația care vine în spatele tău, în urma ta, will destroy it. O va distruge tot. For him, that was literal. Pentru el era mult literal. You know, his son split the kingdom in half. Fiul lui Solomon a împărțit împărăția. So you can learn from his example. Tu poți să vezi din exemplul lui. That, you know, everything you could ever get in this life, tot ce poți să ai în această viață, will never be enough. Nu va fi îndeajuns. That's because it was never supposed to be. Și aceasta este din cauza că niciodată nu trebuia să fie. You and I should be able to find rest and peace. Tu și eu ar trebui să găsim pace și odihnă. In our relationship with God. În relația noastră cu Dumnezeu. We should be able to find fulfillment. Noi ar trebui să găsim împlinire. Not in, you know, keeping a certain number of rules or rituals. Nu a ține câteva reguli și ritualuri. Not in, you know, having the biggest house or the nicest car. Nu a avea cea mai frumoasă mașină sau casă. But simply in living for eternity. Da, mod simplu de a trăi în eternitate. Growing as Christians. În a crește ca creștini. And living for things that actually have some eternal value to them. Și a trăi pentru lucrurile care au valoare eternă. You know, living for something that actually matters with this life. Pentru a trăi pentru lucruri care de fapt contează pentru această viață. Instead of wasting it on things that are worthless. În loc să le risipim pe lucrurile care nu au valoare. And so Paul asked them the question. Pavel întreabă această întrebare.
întrebare. He says, having been set free from this. Ați fost eliberați de acestea. You know, having had your eyes opened up. Nu v-ați deschis ochii. And realized. Și nu ați realizat. That it doesn't matter if you work every hour of the day. Nu contează dacă veți lucra fiecare oră din viața voastră, din ziua voastră. You will have wasted that time. Voi ați fi risipit acest timp. Now that you've had your eyes opened up to realize. Acum că ați deschis ochii ca să realizați. That you can keep every law that you could humanly possibly do. Că voi puteți să țineți orice regulă care în mod uman puteți să o țineți. You can go through every ritual that you can imagine. Puteți să treceți prin orice ritual care puteți să vă imaginați. None of that is ever going to be enough. Nimic din acestea nu va fi niciodată îndeajuns. So he says, why then would you put yourself back in bondage to that? Și spune, de ce atunci vă puneți înapoi în sclavie? You know, if you've been made free by Jesus Christ, dacă ați fost eliberați de Iisus Hristos, why would you put yourself in bondage? De ce atunci vă spune în sclavie? As he says, to the weaker things. Așa cum spune el pentru lucrurile slabe. In other words, why would you waste your life? În alte cuvinte, de ce v-ați risipi viețile? Just trying to build up the bank account that means nothing. Să încercați să vă construiți acel cont bancar care înseamnă nimic. I mean, when you stand before God. Când vei sta înainte lui Dumnezeu. Is there any part of you este o parte din tine that is foolish enough care este neajuns de proastă to think that he's going to pat you on the back să credeți că el vă va bate pe spate and say, well done. Și să vă spună, bine făcut. You know, you managed to get a big bank account. Voi ați făcut un cont bancar mare. You know, if you manage to make everyone on this planet like you. Dacă imaginați faceți în așa fel ca toți prin această planetă să vă placă. You know, if you travel and see the world. Dacă ați merge și ați vedea lumea. Are any of those things și toate aceste lucruri going to cause God to say, oh, you really lived a good life? Dacă acestele vor face pe Dumnezeu să vă spună că ați trăit o viață bună. You know, your life was so fulfilled. Viața voastră a fost atât de împlinită. The same thing is true of rituals. Același lucru este adevărat cu ritualurile. I mean, you can keep every sacrament the Catholic Church can come up with. Voi puteți să țineți fiecare sacrament care Biserica Catolică poate să vină. And God will say that that wasn't ever asked for. Și Dumnezeu va spune că aceasta nu a fost cerut niciodată. In order to get into heaven. În ordine ca să ajungi în cer. Heaven come by believing on the Lord Jesus Christ. Cerul vine prin a crede în Domnul Iisus Hristos. That's where salvation comes from. Așa este cum salvarea vine. I can promise you right now. Eu pot să vă promit acum. That God's not going to have a record of every candle you ever burned. Că Dumnezeu nu va avea un record despre fiecare lumânare care ați ars-o. And say you did a really good job because you burned more than this other guy over și here. Și vă va spune ați făcut o treabă bună din cauza că ați ars mai multe lumânări decât persoana cealaltă. Well, there may be amount of appreciation for your zeal. Poate este un pic de ceva apreciere pentru zelul tău. It's not much different than the Jews. Nu este mai mult nu este mai diferit decât ca idei. Who also were doing things that God didn't ask. Care de asemenea făceau lucruri care Dumnezeu nu le-a cerut. Because somebody told them this is the only way to make God happy. Din cauza că cineva le-a spus că aceasta este singura cale ca să-l faci pe Dumnezeu fericit. It means nothing. Nu înseamnă nimic. It's just as empty gol, as wasting a life ca și cum, ți-ai risipi o viață, you know, to please this world. Ca să, aduci plăcere în această lume. And so his question really is that simple. Întrebarea lui este atât de simplă. If you're saved dacă tu ești salvat, and you've been set free from that. Și tu ai fost eliberat de acest lucru. I mean, Christ said that he makes you free and if you're free, you'll be free indeed. Liber, dacă vă sunteți liberi, veți fi liberi într-adevăr. So if you've experienced that, dacă tu ai experimentat aceasta, why would you then turn around and willfully make yourself a bondservant or a slave? De ce atunci v-ați întoarce și v-ați face mod voios un sclav? You know, why would you let the world be your master? De ce ați lăsat ca lumea să fie stăpânul vostru? Why would you let them tell you what is cool? De ce lăsați ca ei să vă spună ce este cool? You know, what is the best ways to spend your money? Care este cel mai bun fel de a vă cheltui banii? That, you know, you just need this pair of shoes. Voi aveți nevoie de acești perechi papuci. Because then you'll be happy. Din cauza că apoi veți fi fericiți. No. Eddie got his Nikes recently, so you can ask him. It didn't make him any happier. It only just got him made fun of a little more. He got his iPhone. Are iPhone-ul lui. He doesn't even like it anymore.
Why would you let people who they themselves are desperately struggling to find something to fill the emptiness inside of the human soul, determine for you what you need to fill the emptiness inside of you? To me, that's just as bad as people who go to a psychiatrist to get advice about their marriage from a guy who's been married 4 or 5 times himself, or someone who goes to get advice from a psychiatrist about their children, who their children hate them. That's the one of them I've never understood, because I've never met a psychiatrist whose children actually like them. And yet you got people reading every book they can, thinking that these people somehow have the answers. But they're just as empty as you are. They're struggling the same way. In fact, if you're a Christian, I can say they're probably struggling a lot worse than you ever are, or what you are. So why would you look to them for their answers? Why would you go and bow down to them and say, however you tell me to raise my family, I'll do it? When they don't even know how to take care of theirs? Why would you let every commercial you see tell you what is, what you need? Because I can guarantee you that they have no concern whether you actually need it or not. They just want you to buy the new phone. They just want you to buy their clothes. In fact, if it doesn't make you happy, they're more happy, because that means you're still going to spend more money to buy something else. So why would you take your advice from someone who doesn't have your best interest? Doesn't have your best interest. For someone who doesn't have any answers themselves. Why would you go to them to figure out how to fix your problems? Why would you listen to that? Let me jump back to the psychiatrist. Do you think God knows more about how to run your family? Or somebody who went to college, realized that they probably couldn't make it in any other career. So they read a few books, most of whom were written by people who they themselves come from broken families and have no idea what a family should be like. If you don't know what I'm referring to, every famous psychiatrist or philosopher you've ever heard of, the reason why they all have daddy issues is because most of them come from a home where their father either beat them or wasn't there. Majoritatea dintre ei vin dintre casele care au tatălor ori i-a bătut ori ceva de genul. So, do you think someone who's never experienced what a proper home should be like? Tu crezi că cineva care niciodată nu a experimentat cum ar trebui să fie o casă corectă? And then decided to write a book. Apoi ei au decis să scrie o carte. Who was then read by somebody else. Apoi care a fost scrisă de altcineva, citită de altcineva. Who probably comes from an equally bad situation. Care probabil vine din o situație egală. Do you think they know more about what you need? Tu crezi că ei știu mai mult despre ceea ce tu ai nevoie decât Dumnezeu? But you notice the average person, dar tu observi că majoritatea persoanelor
We have a zeal to do what this world has taught us to do. Avem un zel de a face ceea ce lumea ne spune să facem. Now, applying that to the Jews, aplicând această idee lor, when he says you keep the days and the months and the years, când spune că voi ține zilele, lunile și anii, he's talking about people who have been set free from traditions and rituals. Vorbește despre cei oameni care au fost liberați de tradiții și ritualuri. You know, who still, we have to celebrate this holiday. Care încă spune că trebuie să sărbătorim această sărbătoare. Because, you know, this is just what we have to do. Din cauza că aceasta este ceea ce trebuie să facem. I mean, ask yourself a question. Întreabă-te o întrebare. Whatever holidays we celebrate. Orice sărbătoare o sărbătorim. And they themselves are not necessarily bad. Și ele însuși nu sunt rele. Because God does give us permission to do so. Because că Dumnezeu ne dă permisiune să facem. But is there any Bible reason? Dar este vreun motiv biblic? Why you should have to celebrate Christmas? De ce tu trebuie să sărbătorești Crăciunul? No. Nu. We do. I do it because I like to. Mie îmi place. Eu fac din cauza că îmi place. But actually, I had an attitude for a long time. Dar de fapt am avut această atitudine de ceva timp. Because I had a brother who would almost get mad enough to beat me if I wouldn't put up Christmas lights. Din cauza că am un frate care aproape m-ar fi bătut dacă nu ar fi pus luminile de Crăciun. That growing up, I refused to participate. Din cauza atunci când am când creșteam, am refuzat să particip în acest. Because if I do it, I do it because I want to, not because I'm obligated. Din cauza dacă fac aceasta, aș fi făcut. Dacă vroiam, nu că eram obligat. Now, here in Belgium, aici în Belgia, you have 600 extra Catholic holidays. Ai 600 extra de sărbători catolice. Give me a Bible reason to celebrate any of them. Dă-mi un motiv biblic să le sărbătoresc. You know, as Christians, we pretty much, I mean, here we pretty much celebrate Father's Day, Mother's Day, which are not Christian. We celebrate, let's just keep it Christmas and Easter for translation. Ca creștini, noi sărbătorim Crăciunul și Paștele, să spunem. But those are personal choices. Dar acestea sunt alegeri personale. If you don't recognize one day better than the other, that's fine. It's not dacă a big deal. Dacă nu recunoști o zi fiind mai bună decât alta, este ok. Nu este o treabă prea mare. Paul actually takes time to explain that in Corinthians. Pavel, de fapt, ia timp să ne explice aceasta în Corinteni. That if I think, you know, one day should be regarded higher than the other, dacă eu cred că o zi ar trebui să fie ținută mai înaltă decât cealaltă, and you don't, și tu nu, okay, no problem. Atunci nicio problemă. You celebrate it, I don't, you know, whatever. Whichever version that needs to work. Tu sărbătorești, eu nu, nu contează. It's not a big deal. Nu este treabă prea mare. But these people were making them slaves to the traditions of the Jews. Dar acești oameni s-au făcut pe ei sclavi tradițiilor iudeilor. Of keeping the Sabbath on Saturday and so forth. De a ține sabatul pe sâmbătă și așa mai departe. Then the other side of that, to make this more personal for you, cealaltă parte, ca să fie mai personală pentru tine, the side that would be more for the Gentiles, partea care ar fi mai mult pentru neamuri, is that you've grown up in a society that has tried to program you to think a certain way. From the time you were born, they have told you certain parts of their advice. And if you go back and really look at it, you'll begin to notice that logically a lot of it doesn't even make sense. Că în mod logic, o grămadă din ele nu face niciun sens. Biblically, most of it doesn't make any biblic, sense. Majoritatea dintre ele nu au niciun sens. So you start questioning. Tu începi să te întrebi. Well, why do we do this after all? De ce facem aceste lucruri după? Let me give you an example of what I mean. Să-ți dau un exemplu. If you've grown up listening to music from this world, dacă tu ai crescut ascultând muzica din această lume, if you read any poetry or books, dacă ai fi citit orice carte sau poezie, you watch any movies, sau dacă ai fi privit la filme, your entire life, întreaga ta, Disney and everybody else, viața, desenele, has been telling you to let your heart be your guide. Desenele mate ți-ar spune ție ca inima ta să fie ghidul tău. You know, whatever your heart wants, you just chase after that. Orice ce inima ta dorește să fugi după aceste lucruri. Now, what that is saying, ce spune aceasta, is let your emotions, este ca să lași emoțiile tale, which they themselves are like a roller coaster going up and down, care ele însuși sunt ca un roller coaster urcându-se sus și jos, let them be the things that determine what you do in life. Să lași acestea să fie, să determine ceea ce vei face în viață. Now, you just think about that for a few minutes. Gândește-ți pe acestea pentru ceva minute. And anybody who's lived any length of time, pentru cineva care a trăit ceva din viață, will already realize it's a pretty bad idea. Deja ar fi
fi analizat că aceasta este o idee foarte rea. If I followed my heart all the time, dacă eu mi-aș urma inima tot timpul, then every time I was mad, atunci fiecare dată când aș fi fost super furios, there would be a few people walking around with black eyes. Ar fi câțiva oameni care ar fi trecut pe lângă cu ochi vineți. Yeah, if I followed my heart all the time, dacă mi-aș urma inima tot timpul, then anytime I had a bad day, I would just pack up and go home. Fiecare dată când am o zi rea, atunci m-aș împachita toate și m-aș fi dus acasă. Listening to your heart, your stomach, or anything like that is usually not a good idea. Ascultând inimii tale și stomacul tău sau lucruri de ce să nu este o idee bună. Just, I mean, again, I mean it like this. A vrea să spun în așa fel. If you've ever been shopping when you're hungry, dacă te duci la cumpărături atunci când ți-e foame, you buy twice as much, cumperi de două ori mai mult, and only half of it might you actually need. Și doar jumate dintre ele probabil ai nevoie. Why? Because you let your stomach be your guide. De ce? Din cauza că te lăsa ca stomacul să fie ghidul. When you let your heart be your guide, când îți lași inima să fie ghidul, you do equally dumb things. Faci în mod egal lucruri prostești. So what does God say about that? Ce spune Dumnezeu despre acestea? He says a fool trusteth in his own heart. Spune că un prost se încrede în propria sa inimă. He said, if you let your heart tell you what to do, you're foolish. Spune, dacă tu lași ca inima ta să spună ce să faci, ești un prost. Because emotions are tricky. Din cauza că emoțiile sunt înșelătoare. They can be manipulated and they can be wrong. Să fie manipulate și greșite. So he says instead, you stop, you think about it, you pray about it. Și spune, în loc de aceasta, oprește, gândește și roagă-te despre ce. Make wise decisions, not emotional decisions. Să faci decizii înțelepte și nu cu emoții. So now that you've thought about that, acum că te-ai gândit despre aceasta, it makes perfect sense. Face sens. But before I ever brought that up, dar înainte ca să aduc aceasta înaintea voastră, you've probably spent your entire life, probabil ți-ai petrecut o viață întreagă, thinking, well, I need to be true to my heart. Gândindu-te că trebuie să fii adevărat cu inima ta. But it goes to every little detail of your life. Dar merge cu fiecare detaliu din viața ta. Why do you wear the clothes you wear? De ce porți hainele care le porți? Is it because when you looked at the Bible, este atunci când te uiți la Biblie, you walked away saying, this is exactly what God was describing I should wear? Ai plecat cu acest lucru că așa este exact cum Biblia descrie că ar trebui să mă îmbrac? Or is it because this is the way everybody else dressed where you're from? Sau este din cauza că acesta este felul cum se îmbracă ceilalți de unde ești tu? Is it because this is what you saw on an advertisement somewhere that's supposed to be cool? Din cauza că acesta este ce ai văzut la reclamă undeva și aceasta ar trebui să fie șmecher? You know, why do we listen to the music we listen to? De ce ascultăm la muzica care ascultăm? Because some people get the idea. Unii oameni au această idee. That the reason why we stay with the hymns and spiritual music here. Motivul de ce noi stăm cu cărțile de himn și muzică spirituală. Is somehow because that's what I like. Este cumva că aceasta este ceea ce îmi place mie. And I'll admit, I love it now. Și admit că iubesc acum acest lucru. But I hated it when I first started going to church. Dar când am mers prima dată la biserică, uram acest lucru. Because I didn't grow up around that kind of music. Din cauza că nu am crescut cu acest fel de muzică. Yeah, I grew up listening to the rock music from America from the 80s and 90s. Am crescut ascultând la muzică rock din America din anii 80 și 90. I still know a lot of the songs and words because that's what I listen to. Încă știu grămadă de cântări și de cuvinte din cauza că aceasta este ce obișnuiam să. And music has a power to impact you to the very core of your soul. Muzica are o putere să te să aibă impact până în inimă. So for me, în sufletul tău, pentru mine, I liked that. Mi-a plăcut aceasta. Because my brother and my cousin, because că fratele meu și verișorul meu, who I had respect of, care am respect de ei, taught me as a child that if you want to be cool, you listen to this. M-a învățat ca fiind un copil, dacă vrei să fii șmecher, ascultă la aceasta. Because if I go back and think about the words of what they were singing, dacă mă duc înapoi și mă gândesc la cuvintele la care cântau, I definitely didn't like it for the message. Cu siguranță nu-mi plăcea pentru mesajul care. I mean, most of the music I was listening to then was about going to hell. Majoritatea de muzică care ascultam atunci era despre a merge în iad. So it certainly wasn't the message that I was there for. Cu siguranță nu era pentru mesajul, nu ascultam pentru mesaj. And while the flesh always enjoys that kind of music, și în timp ce carnea, trupul nostru totdeauna se bucură de acest fel de muzică, it wasn't because it was benefiting me on any important level. Nu era din cauza că mi era benefic în orice nivel. I mean, for example, exemplu, my mother always listened to country music. Mama mea întotdeauna asculta la muzică țărănească.
And my dad listened to, you know, old music. Și tata mea asculta muzică veche. So why didn't I listen to them? De ce nu asculta la muzică ce As I got older, I did. Deodată ce am crescut, am ascultat la muzică ce. Because I decided I didn't care what my brother thought was cool. I'll just listen to whatever I want to. Din cauza că am decis că nu pasă ce fratele meu ar fi crezut că este șmecher, ascult la ce vreau. So why when I became a Christian? De ce atunci când am devenit un creștin? Did I suddenly take songs like Amazing Grace? Dintr-o dată am luat cântări ca Mărețul Har. And start to like them. Și am început să le iubesc pe aceste. Because when I first got saved. Deoarece când am fost salvat prima dată. I still remember. La început, încă mi-aduc aminte. There was a time where I was riding in the car with my mother and sister. Era un timp când eram o mașină cu sora mea și mama mea. And they were singing it. Și cântau. It grieved me. I got upset. Și m-a întristat aceste. Eram supărat. I got so upset enough. I finally just told them to quit. Am fost îndeajuns de supărat că le-am spus să renunțe, să o se oprească. Why on earth would you react that way? De ce ai fi reacționat? At that point in time, I was listening to any kind of music you could think of. În acel timp ascultam la orice muzică care poți să te gândești. And I didn't get mad until people would quit singing when they sang any other kind of song. Și nu m-aș fi supărat și le-ar fi spus oamenilor să renunțe să mai cânte când cântau alte cântări. So why did this song have the power to offend me? De ce această cântare a avut puterea să mă supere? Well, because all the other stuff I was listening to. Din cauza că la celelalte lucruri care ascultam. Didn't have a spiritual message. Nu avea un mesaj spiritual. Or a spiritual melody. Sau o melodie spirituală. The nature of those other songs. Natura la alte cântări. Was to appeal to my flesh and my emotions. Era să apeleze trupului meu și la emoțiile mele. You know, you listen to the right kind of drum beat and you're ready to go out and fight the world. Asculți la bătăi de tobe și ești pregătit să mergi să lupți împotriva lumii. So there was a part of me that liked that. Era o parte din mine care îmi plăcea aceasta. But when you have a song. Dacă n-ai o cântare, that begins to speak to the spirit. Care începe să vorbească spiritului, Duhului. Well, the emotions aren't getting any more attention. Emoțiile nu mai primesc atenție. The body is not getting the attention anymore. Trupul nu mai primește atenție. You're trying to feed somebody else. Tu încerci să hrănești pe altcineva. And so like a jealous child. Și ca un copil gelos. You know, like Josiah when he sees me pick up Emily. Ca Josiah cum mă vede că o ridic pe Emily. The body comes running and screaming. Trupul lui vine țipând și strigând. You know, the soul, the emotions and all of that. Fugind și strigând, sufletul lasă emoțiile. They start throwing a tantrum. Ei începe să dea din picioare. Because they're no longer the center of the attention. Din cauza că nu mai sunt în centrul atenției. That's why when somebody sings a spiritual song, it affects you in that way. De aceea când cineva cântă o cântare spirituală, te afectează în așa fel. It's not because it's my preference versus your preference. Nu este cauza că este preferența mea împotriva preferinței tale. It's because the soul and the soul and the body. Este din cauza că sufletul și trupul. Which together are usually referred to as your carnal nature. Care împreună se referă la natura ta carnală. Are rebelling and at war against your spiritual nature. Se luptă împotriva natura ta spirituală. And so they don't like it when you give the attention to the other. Și ei nu plac lor nu le place când le dai atenție celor părți din tine. You know, it's kind of like if you've ever seen two dogs. Este ca și cum dacă ai vedea vreodată doi câini. That they get mad whenever you try to feed one and not the other. Atunci când se supără când încerci să hrănești pe unul și nu pe celălalt. So, I mean, it's still all of this is simple. Toate acestea sunt simple. The question I'm getting you to consider. Întrebarea care vreau să te fac să consider. Is why do you like the things you like? De ce îți place lucrurile care îți place? You know, why do you think the things you think? De ce te gândești la lucrurile la care te gândești? Why do you believe what you believe? De ce crezi ceea ce crezi? Even more so, why do you do what you do? Chiar și mai mult, de ce faci ceea ce faci? Why do you think dressing this way is cool, thinking that way is right? De ce gândești îmbrăcându-te așa este șmecher, în așa fel este corect? Is it because it actually is right? Este din cauza că este de fapt? Is it because you got it from the Word of God? Este că tu ai primit acest lucru din Cuvântul Dumnezeu? You know, or is it because you let society? Sau din cauza că ai lăsat societatea? You let someone who's just trying to sell you a product tell you. Ai lăsat ca cineva care încearcă să-ți vândă un product să spună ție. Are you're letting someone tell you what is right who doesn't even know what's right? Ai lăsat pe cineva să spună ce este corect, să spună ție ceva care
So he said, if you've been made free from that, dacă ai fost eliberat de acestea, why would you go back to that and make yourself a servant? De ce mergi înapoi la acest lucru și te faci pe tine un slujitor? So then if we read on a little further, dacă citim un pic mai departe, Paul wants to use himself as an example. Pavel vrea să se folosească ca un exemplu. Now, we stopped in verse 11. Ne-am oprit în versetul 11. Where Paul says, I'm afraid of you or for you. Spune, mă tem pentru voi. And the idea of what he's saying is that when I look at the direction you're going, when I'm not there to babysit you, he said, I feel like I've labored for you for nothing. He said, I feel like I've put all this time and heart into preaching to you, and it got nowhere. Se simte, spune că mă simt că am pus tot acest timp și predică în voi și nu v-ați mișcat deloc. He said, because you're not following after what is right. Din cauza că nu urmați ceea ce este corect. You see all the people going to get drunk, you think, oh, they're having so much fun, I want to go with them. Vedeți pe toți care merg și se îmbată, oh, au o grămadă de distracție, mă duc să urmez. You see the commercials and the people are dressed so nice, you think, oh, I want to look just like that. Vedeți reclamele și cei care se îmbracă atât de frumos, oh, vreau să he said, you see the nice car, vedeți mai faină mașină, and you think, I'll work on Sunday because I have to have that car. Și gândiți că voi munci duminica din cauza că vreau să trebuie să am acea mașină. Yeah, I'll miss church if I have to, but I have to have that. Voi lipsi de la biserică dacă trebuie, dar voi trebuie să am acest mașină. That guy looks good when he's driving it, so I need it too. Din cauza că acel tip arată bine când conduce, trebuie să am și eu. And all of it comes down to this. Și toate ce asta ajunge aici. Their zeal is moving you for a zeal different from God's. Zealul lor vă mișcă pe voi la un zeal să vă îndepărteze de Dumnezeu, diferit. So, verse number 12. Versetul 12. He says that, brethren, I beseech you, be as I am, for I am as ye are. Ye have not injured me at all. Fraților, vă implor, fiți ca mine, pentru că eu sunt ca voi. Nu m-ați nedreptățit cu nimic. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. Dar știți cum prin neputința cărnii v-am predicat Evanghelia la început. And my temptation which was in the flesh ye despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Christ Jesus. Și nu ați desprețuit nici nu ați respins ispita mea care este în carnea mea, ci mi-ați primit ca pe un înger al Dumnezeu, ca pe Hristos Iisus. I'm going to try to simplify those verses. Voi încerca să simplific aceste versete. He says that you saw how I came and I suffered so that I could preach to you. Spune, voi ați văzut cum am venit și am suferit ca să vă predic. And when I was with you, și când eram cu voi, you received me as a messenger from God. Voi m-ați primit ca un mesager de la Dumnezeu. You were willing to hear what I had to say and you're willing to put it in practice. Ați fost voios despre ceea ce am vrut să vă spun și ați fost voios să puneți în practică. You were willing to change your life to live according to the message. Ați fost voios să vă schimbați viețile să trăiți conform mesajului. And he says, but then this happened. He says in verse number 15, where is then the blessedness you spake of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. Unde este așadar binecuvântarea despre care ați vorbit? Fiindcă vă aduc mărturie că dacă ar fi posibil, v-ați fi scos proprii ochi și mi ați fi dat. He says, when I was there to preach to you, spune că eram acolo să vă predic, when I was there with you, când eram cu voi, you heard what I had to say, ați auzit ce am de spus, you took the messages and you tried to apply them to your lives, ați luat mesajul și ați încercat să vă aplicați aceste în viețile voastre. But now that Paul's away, dar acum că Pavel a plecat, that's why he's writing a letter to him, he's not there. He says, where is that same blessedness? Spune, unde este acea binecuvântare? Where's that same joy for the things of God? Unde este acea bucurie pentru lucrurile lui Dumnezeu? Why is it now that the preacher's gone? De ce acum când este predicatorul, când predicatorul este plecat? You can't still do that anymore. Voi încă nu mai puteți să faceți acestea. He said, there was a time era un timp where you would have took the eye from your head to give it to me if I had asked for it. Ochii, să mi-i da, dacă i-aș fi cerut. That's how much you loved the things of God and wanted to serve whatever God told you to do. Atât de mult că l-ați iubit pe Dumnezeu și ați încercat să fi vrut să slujiți pe Dumnezeu. Now, it sounds dramatic, but he's trying to make a point. Sună dramatic, dar încearcă să aducă un punct.
that there was a time era o dată, un timp, that he says these people would have done anything to serve God. Că acești oameni ar fi făcut orice ca să slujească pe Dumnezeu. That was their zeal. Acesta era zeelul lor. It wasn't about having the nicest, newest things. Nu era despre a avea cele mai faine lucruri. It wasn't about dressing so that the world thinks you're cool. De a se îmbrăca ca oamenii să creadă, ca lumea să creadă că sunt șmecheri. But their zeal. The thing that they were excited to do. Lucrurile care erau bucuroși să le facă. You know, the thing that they were burning inside, that they just had to do this. Lucrurile care ardeau înăuntru lor și trebuiau să facă. Was to serve God. Era să slujească pe Dumnezeu. Whatever the message was, to do it. Orice care era mesajul să-l facă. And he says, now as I'm writing to you. Și spune acum în timp ce vă scriu. You know, these are the verses we read in the beginning. Aceste versete care le-am citit la început. So you know the next thing he asks. Voi știți că următorul lucru care îl cere. He says, am I your enemy because I now because I tell you the truth? Le spune, sunt eu dușmanul vostru din cauza că vă spun adevărul? So he said there was a time you'd have been willing to do anything. Spune că era un timp când ați fost voios să faceți orice ce. But now that I've been away for a little while. Dar acum că am plecat pentru ceva timp. You've forgotten all about God. Ați uitat tot despre Dumnezeu. And you've went back to serving the world all over again. Și ați mers înapoi să slujiți lumea. And he says, I feel like I might have wasted my time on you. Și spune că mă simt că am risipit timpul pe voi. Because after I've put all that work. După ce am pus toată această lucrare. I mean, Paul suffered, he was beaten, he went through so many trials. Pavel a suferit, a fost bătut, a mers prin atât de multe încercări. And he said, I gave my life many times for you. Și spune, mi-am dat viața mea multe dăți pentru voi. And he said, I look back at all that time I put into you. Și mă uit înapoi și tot timpul care l-am pus în voi. And I look to where you are right now. Și mă uit acum unde sunteți. And I can't even tell the difference between you and any lost person walking down the street. Și nu pot să vă spun diferența între voi și o persoană pierdută care e pe stradă. The only difference between you and every other lost person out there. Singura diferență între voi și persoana pierdută. Is that you probably at least know better to do. Este că cel puțin voi știți mai bine să faceți. See, that's what he's saying to him. So it's not a soft or easy message. This is a hard message. Nu este un mesaj ușor, acesta este un mesaj tare. But let me make this as personal as I can for you. Lasă-mă să fie personal, să-l fac acesta personal. You know, some of you are coming from different churches and different backgrounds. Unii dintre voi veniți din biserici diferite, locuri diferite. You know, if you're here for your first time, I can't say as much to you personally because I don't know where all of you come from. Dacă sunteți aici pentru prima dată, nu pot să vă spun în mod personal din cauza că prea multe din cauza că nu știu de unde veniți. But I can't think of a better example than this for the except for the Romanians. Dar nu pot să mă gândesc la un exemplu mai bun cu excepția românilor. That you had a pastor, ați avut un pastor who labored there with you, care a muncit acolo cu voi, left his country to come pour his heart and soul into you. Și a părăsit țara de și a pus inima și sufletul pe And when he was there, la vărsaș, în timp ce era acolo, you were in church two and three times on Sunday. Erați la biserică două, trei ori pe duminică. You're there, you know, Tuesday night, Wednesday night, Thursday night. Marți, miercuri, joi, vineri. You're willing to walk to a whole other city just so you can be in church. Ați fost voia să mergeți în alt oraș, să mergeți în alt oraș doar să fiți la biserică. I mean, you think about that. Gândiți-vă. The money they gave you. Banii care vi-ar fi dat. So that you could ride the bus to church. Ca să puteți să mergeți cu autobusul la biserică. You used that to buy food because you needed it. Ați folosit să cumpărați mâncare din cauza că aveți nevoie. But you didn't just steal it and say, okay, now we're not going to go. Church. Dar nu ați fi luat doar ca să, și apoi spuneți că nu merge la biserică. Instead, you walk from like here to Denza just so you could be in church every night. În loc de aceea să fi mers de aici până la Denza doar să fiți la biserică. That's how much zeal you had to serve God. Atât de mult zeal aveați ca să slujiți pe Dumnezeu. When the preacher was there. Atunci când era predicatorul. You know, as long as Brother Patrick was there. Atât cât timp cât fratele Patrick era acolo. You would have walked, you know, 20 kilometers on nails to get to church. Ați fi mers 20 de kilometri pe cuie ca să ajungi la biserică. But as soon as he goes back to America. După ce a mers înapoi în America. Where is that same zeal? Unde este același zeal? You know, where's that zeal that you used to be at the front of the church wanting to serve God every way? Unde este acel zeal de care obișnuia să fiți în fața bisericii să slujiți pe Dumnezeu, nu știu ce fel. But now, you know, it's not a big deal if we even come. Dar acum mai este treabă dacă mare, dacă venim. Now, I use the example with them. Folosesc exemplu cu ei. Because they quite literally had a pastor who came and gave his life and then went away. Din cauza că ei, în mod literal, au avut un pastor care a venit și a dat viața și apoi a plecat. They also have a zeal that I know the testimony to know how strong it was. Și din nou aveau acel zeal care știu mărturia lor și știu cum era. But each of you could probably apply this to exactly the same to your life. La fiecare dintre voi puteți aplica această în viețile voastre, exact. There was a time where you heard the truth. Era
dă-ți când ați auzit adevărul. You trusted Christ. V-ați încrezut în Hristos. You know what you should be doing. Știați ce trebuie să faceți. But just because there's not a pastor there to constantly remind you of it. Dar doar din cauza că nu este un păstor acolo să, în mod constant, să vă aducă aminte. You live like a slave to the world instead of serving God. Trăiți ca sclav lumii în loc să slujiți pe Dumnezeu. And so Paul looks at him and he says, I feel like I wasted my time. Pavel se uită aici și spune, mă simt că mi-am risipit timpul. I mean, I'm a missionary. Sunt un misionar. So that means I left my country, my family, my home. Acesta înseamnă că mi-am lăsat țara, familia, casa. To come here to put my heart and soul into you. Să vin aici să-mi pun inima și sufletul în mod. You know, to count my life as a sacrifice so that I can come here and give the gospel to people. Să mi socotez viața ca un sacrificiu ca să vin aici să dau evanghelia oamenilor. Whatever dreams or ambitions I might have had, I said, okay, that's fine. Care erau visurile mele sau ambițiile mele de care am fi avut, le-am fi pus deoparte. You know, I sold most of the things that I liked and used them to start this church. Am vândut multe din lucrurile mele care mi-au plăcut. I literally took and gave my life up to come here. Le-am folosit ca să încep această biserică. Now I have no regret of that. Nu am niciun regret. And I, as I've said before, așa cum am spus înainte, I'm smart enough to know. Sunt de ajuns de deștept să știu. That there wasn't going to be a parade at the airport. Că nu era paradă, nu ar fi fost paradă la aeroport. Of people thanking me for coming here to preach. Ca oamenii mulțumit mie că vin aici și predic. The only thing I'm asking is that I don't look back in 20 years and think that the time that I poured into you, that the sacrifices I've made, that, you know, choosing not to see my family for years at a time, you know, choosing to let my nieces and nephews grow up not even knowing who I am, alegând să las ca nepoții mei să nu știe cine sunt. Choosing to let my children grow up not knowing who their grandparents are. Alegând ca să-mi las copiii mei să nu știe cine sunt bunicilor. You know, again, choosing to leave all of that behind. Alegând ca să las aceste toate în spate. For you. Pentru voi. Even if I didn't know exactly who you are when I chose that. Chiar dacă nu știam cine sunteți în mod exact când am ales acest lucru. I trusted God and I came here by faith that He had people who needed a pastor. Am crezut în Dumnezeu și am venit aici prin credință că sunt oameni care ar fi avut nevoie de un păstor. The thing I am asking, lucru care îl cer, is don't let me do like Paul. Să nu mă lăsați să facă Pavel. And then look back in a few years. Să mă uit înapoi în ceva ani. And say you look so much like the world. Și să vă spun că arătați atât de mult ca lumea. That I have to ask the question. Că trebuie să întreb această întrebare. Did I waste my time I spent in you? Mi-am risipit timpul care l-am petrecut în voi? Because you need to look at your life. Because trebuie să vă uitați la viețile voastre. Do you still want to serve God if the pastor's not there to watch over you? Încă vreți să slujiți pe Dumnezeu dacă pastorul nu este acolo să vă privească? Because that's a mark of someone whose zeal is after God. Acesta este un semn de cineva care de zelul lor. That God is the one they love. Că Dumnezeu este cel care ei iubesc. That God is the one they want to serve. Că Dumnezeu este cel care ei vor să slujească. If you can only do it when the pastor's there. Dacă tu poți să faci acest doar când pastorul este acolo. Then you didn't love God, you loved the pastor. Nu, l-ai iubit pe Dumnezeu, ai iubit pe pastor. If you can only do it when the circumstances are just right. Dacă tu poți să faci acest doar când circumstanțele sunt okay. Then it's very likely you weren't doing it for God in the first place. Este foarte clar că nu ai făcut pentru Dumnezeu în primul rând. And that's why so many times the preacher can look back de multe ori, pastorul poate să uite înapoi, and with disappointment say, I wonder if I wasted my time on that. Și cu dezamăgire se întreabă dacă și-a risipit timpul pe aceste persoane. We as Christians, noi ca creștini, need to get a zeal for God. Trebuie să avem un zel pentru Dumnezeu. We need to get an excitement about God. Trebuie să avem o bucurie pentru Dumnezeu. The fact that He's willing to call you His child. Faptul că El este voios să vă cheme copilul Lui. The fact He's willing to have fellowship and communication with you. Faptul că El este voios să aibă părtășie și comunicație cu tine. The fact He's willing to invite you to be like a friend to Him. Faptul că El este voios să vă cheme prieten cu El. It is a blessing and an exciting thing beyond imagination. Cuvântare și un lucru bucuros peste imaginația noastră. I could not do that justice with words tonight. Nu am putut să fac dreptate cu cuvintele în această seară.
Yeah, we take advantage of it. Și iată, noi luăm avantaj de it. And treat it like it's nothing. Și tratăm ca și cum nu este nimic. Yeah, we pray when we really need something. Ne rugăm atunci când doar avem nevoie într-adevăr de ceva. We go to church when everything is absolutely perfect. Mergem la biserică atunci când este totul perfect. You know, nobody's coughing or sneezing. Nimeni nu strănută, nu dușește. It's not too hot or too cold. Nu este prea frig, prea cald. You know, when all the conditions are just right, we'll go to church. Când toate condițiile sunt okay, mergem la biserică. And yet the God who created all things și iată Dumnezeu care a creat toate lucrurile wants you to come and hear from His Word. Vrea ca tu să vii, să asculți din cuvântul Lui. He wants to have fellowship with you. El vrea să aibă părtășie cu tine. You know, he has opportunity for you to come and worship Him and be in communication with God. Are această oportunitate de a veni, de a te închina și de a avea comunicații. But that's not just a church. Dar aceasta nu este doar la biserică. Even at your home. Chiar și la casele voastre. You can open your Bible and see what the God of all creation has to say to you. Puteți să deschideți Biblia și să vedeți ce are de spus Dumnezeul creației. You have the ability to talk to Him and tell Him your needs. Aveți abilitate să vorbiți și să le spuneți nevoile voastre. And we'd rather watch TV. Și mai degrabă ne uităm la televizor. We'd rather play video games. Mai degrabă ne jucăm jocuri video. Or go on Facebook. Să mergem pe Facebook. And see what a bunch of people you don't even care about are doing. Și vedeți ce face o grămadă de oameni care nici nu vă pasă de ei. It's insanity. Este nihilism. But that's the way we live. Dar acesta este felul în care trăim. Because even though we should be free from this world, because the character that we should be liberi de din această lume, we willingly live like we're servants to. De această lume noi în mod voios trăim ca și cum suntem servitori. So if you don't want some preacher, dacă nu vreți ca un predicator, who poured his heart and soul into you, care își varsă inima și sufletul în voi, who sacrificed to do God's work for your sake, care sacrifică să facă lucrarea lui Dumnezeu pentru tine, or that be me. Dacă acesta ar fi eu, whether that be Brother Boyle, dacă acesta ar fi fratele Boyle, Brother Morgan, fratele Morgan, or whatever other preacher you want to throw in this list. Sau și care alt predicator vrei să-l arunci aici, în această listă. If you don't want some preacher to look back and think, I wonder did I waste my time on that one. Dacă nu vrei ca un predicator să se uite înapoi și să spune, mă întreb dacă mi-am risipit timpul pe ei. Then you need to learn to be zealous for God and not other things. Atunci trebuie să învățați să fiți zeloși pe Dumnezeu și nu pe alte lucruri. Not the things of this world. Nu pe lucrurile de această lume. Not just some preacher or somebody else. Nu pe predicator sau alte lucruri. But to sincerely have a love for God and want to serve Him. Dar mod sincer să aveți o dragoste pentru Dumnezeu și să începeți să-L iubiți pe El. Because according to what Paul is saying here, conform cu ceea ce Pavel spune aici, if it was right to dress this way when the pastor was here, dacă era okay să vă îmbrăcați în așa fel atunci când era pastorul, then it's right to dress that way still. Atunci este încă corect să vă îmbrăcați acum. If it was right to go to church when you had the pastor, dacă era drept să mergi la biserică atunci când aveți un pastor, then it's still right. Deci încă este. Yeah, it didn't change. Nu s-a schimbat. Just because Paul left Galatia. Doar din cauza că Pavel a plecat din Galatia. It didn't change because Patrick left Romania. Nu s-a schimbat din cauza că Patrick a lăsat România. It didn't change because you left your country to come here. Nu s-a schimbat din cauza că v-ați părăsit țara voastră să veniți aici. No, it didn't change because you went from a church near Brussels to a church near Ghent. Nu s-a schimbat din cauza că ați mers la o biserică lângă Brussels și ați venit aici în una lângă Ghent. Right is still right. Ce este drept este încă drept. It's irrelevant if everybody else changes. Nu contează dacă toți ceilalți se schimbă. It's still right. Este încă drept. And if you're doing it for God, dacă faci ceva pentru Dumnezeu, you'll do it regardless of who's watching. Tu vei face ceva, nu contează cine privește. And regardless of how others think of you when you do it. Sau ceea ce alții se gândesc pe tine.